Bărbatul a vrut să-și încheie socotelile cu viața. Acesta susține că ratele pe care le are la bănci l-au făcut să recurgă la acest gest. În momentul în care a lăsat gazele pornite, individul era singur în apartament. Ce vă supără? Niște bani care a spus de bancă și copiii mei au rămas datori 7 miliarde. Vecinii susțin că acesta are 3 copii și că disperarea l-a împins să facă acest lucru. Am auzit că a vrut să ucide, că are multe datorii. Când au venit și l-au întrebat că de ce vreți să vă ucideți, l-au întrebat pompierii. Și a zis că am foarte multe datorii și care e treaba noastră dacă eu vreau să mă ucid. Atâta. Au vrut să se ucidă din cauza că are foarte multe datorii, dar nu știu ce datorii are. Este un om cu minte, chiar dacă n-a mai avut niciodată probleme pe aici prin cartier. Sunt oameni ca lumea, are familie, copii. Cât copii are? Are 2 băieți și o fată. Îl cunosc, dar nu a făcut omul, nu prea un scandal. Le are cu băutul așa, este. Dar nu a făcut scandal, nu, eu am liniștit. La fața locului s-au deplasat și pompierii care au evacuat toate persoanele din blocul respectiv pentru a preveni o catastrofă. Am deplasat la fața locului cu o auto specială de stins incendii și cu o ambulanță Smurd. În urma negocierilor purtate cu persoana, aceasta a acceptat să stea de vorbă cu atât cu noi cât și cu reprezentanții celorlalte instituții deplasați la fața locului. A fost preluat de către colegii de la Inspectoratul Județean de Poliție. Ca și măsuri luate în momentul în care am ajuns la fața locului, am evacuat toate persoanele, locatarii aflate la etajul cu apartamentul în cauză. Bărbatul a avut nevoie și de îngrijiri medicale din cauza gazului pe care l-a inhalat.